La 29 februarie, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a primit în audiență de prezentare pe șefii cultelor din țara noastră. Cu acest prilej, reprezentanții cultelor au adus mulțumiri călduroase Consiliului de Stat și Guvernului pentru drepturile de care se bucură cultele în Republica Socialistă România și și-au exprimat deplină adeziune față de politica internă și externă a țării noastre, asigurând pe președintele Consiliului de Stat că vor milita alături de întregul nostru popor pentru înfăptuirea acestei politici consacrate înfloririi patriei, colaborării între popoare și apărării păcii în lume. În cuvântul de răspuns, președintele Consiliului de Stat a urat sănătate și fericire personală slujitorilor cultelor în îndeplinirea tuturor năzuințelor de mai bine pentru poporul nostru.